Mihai Ciobanu este fără îndoială unul dintre cei mai recunoscuți interpreți de muzică populară din Basarabia. Bucurându-se de admirația tuturor românilor, viața maestrului, una tumultoasă, a prins contur în cele trei volume autobiografice. Cântecele de acasă mă poartă prin lume, o carte extraordinară și ea face parte dintr-o ediție specială. Sunt mai multe povestioare din viața mea, întâmplări din copilărie, întâmplări din turneele pe unde am călătorit, pe unde am fost în lume cu spectacolele, despre viața din familia noastră, despre părinții, despre satul drag și un album fotografic. În această ediție se regăsește și arborele genealogic al familiei sale. Interpretul vine din satul Bujor, loc de care îl leagă multe amintiri. E un lucru care, dacă nu se făcea această carte, nu-mi venea ideea să adun niște lucruri de astea care eu sper că pentru unii poate este chiar și un exemplu, unii colegi mai tineri, ca să facă și ei tot așa niște lucruri să rămână pentru altă generație. În volumul An de viață, An de cântec, au fost adunate materiale despre spectacolele susținute în localitățile din Republică, dar și peste hotare. La insistența doamnei Claudia Balaban, o mare admiratoare a cântecului popular, a lucrurilor legate de cultură, de artă, de la Biblioteca Ion Creangă, a insistat să facă această carte. Și eu deodată nu eram de acord, că noi să mai treacă, să mai ajung la bătrâneț, să mai adânci, așa mai... Și ea m-a convins motivând că să știi că nu mă duc la pensie de aici până nu fac tine cartea, biografia. Tinerețea nu lua, viața nu mi-o întristamă. A ajuns cu cântecul popular pe toate continentele, a promovat folclorul autentic peste mări și oceane. Mi-a fost de folos totdeauna să ascult un cântec frumos, o zicală, o povață de la oameni în vârstă, de unde am cules foarte mult folclor din zonele astea, din întreaga Basarabie, dar și din Ismail, din satele românești și partea de la Cernăuți. Am cules foarte mult folclor și mă bucur și sunt mândru că am multe casete cu Moșneguț și Băbuțe care mi-au cântat cândva și acum e foarte simplu pentru mine să-mi fac un CD, să fac ori să dăruiesc cuiva, ori să... niște lucruri de astea care sunt plinite sufletește pentru mine. Rămâne devotat cântecului de dor, care a cucerit mii de inimi. Fiecare interpretare este o încercare, de aceea maestrul își alege repertoriul cu mare atenție. Artiștii care apar peste noapte îi scapă pădiile. Bate vânturi și se duce. Ca să faci un lucru trebuie să pui mult suflet și dragoste și lucru. Să analizezi, să cântărești niște chestii, niște ceea ce e legat de tematica, subiectul cânticului, că dacă cânticul are numai frunză verde, foaie verde, omul nu mai știe să danseze și mai mult nimic. Dacă să fie și înțelepciune, trebuie un text deosebit, să-l pui pe om să analizeze niște chestii de viață. Lumea-i plină de păcate, lumea mea, draga mea, ca pomul de crengiu scape lume. Tată și bunel grijuliu, Mihai Ciobanu este mereu susținut și motivat de oamenii dragi. Nepoții pentru bunici este un balzam. Să știi că nepoții îi fac pe bunici să-și ducă o viață mai lungă decât gândesc ei, pentru că de dragul lor
îndrepți mai des spatele, mergi mai cadențat, mai cu voioșie, mai cu bucurie și asta e tot. Așteptăm întâlniri cu ei, poate până la toamnă ori veni din Canada. Avem și în Portugalia o nepoată, adică fiica noastră cu familia locuiesc în Portugalia și aceea va veni, cred că, în vacanță, că este studentă la Facultatea de Medicină. Este o fată îndrăzneață și biruitoare în toate, îi place să fie prima, dar are și modestie și învață foarte bine. Este mereu prins în procesul de creație, iar pentru 2023, an aniversar, artistul va lansa un nou album muzical. Vreau să le pun pe un CD și până la o vârstă care o aștept la începutul anului viitor, sper să ajungem cu bine, voi scoate un CD. O surpriză va fi pentru iubitorii de cântec popular, pentru admiratorii mei. Mult mă întreabă inima, mult mă întreabă inima, dorul-mi de cineva. Și-am spus că mi-i dor și jăle, și-am spus că mi-i dor și jăle de tinerețile mele. Eu mi-aș dori câncile mele să trăiască, să aibă viață lungă, așa cum au cântile Mării Tănase, Ioana Radu, Cic Petrescu. Așa mi-aș dori eu să am măcar o parte, de măcar 10-20 de cântice din 300 aproape câte le-am înregistrate, o parte să fie așa, să treacă prin lume și să aducă bucurii oamenilor. Plângeți ochii lăcrămați, plângeți ochii lăcrămați, măi, că voi sunteți vinovați, măi.